slăvi să fie Domnul. Amin. Frați și surori, stimați oaspeți, ne bucurăm de harul pe care Dumnezeu ne-a dăruit în această dimineață să primim împreună la casa de Crăciun. Am stat aici pe bancă și m-am gândit când a venit prima dată aici, în Canada. În urmă cu 15 ani am făcut prima vizită aici la dumneavoastră, erați într-o altă locație. Iar ultima vizită am făcut-o în urmă cu 8 ani. De 8 ani am fost aici, dar mă bucur să revăd multe fețe pe care le-am cunoscut și le cunosc. Și doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Am mai îmbătrânit, au apărut și lucruri. Părul și-a mai schimbat culoarea. Noi trecem, mult timpul trece, dar este unul care rămâne veșnic și ăsta e Dumnezeu. Amin. Și ne-a promis și nouă că ne va duce într-un loc unde nu va mai fi nici timp, nici riduri, nu se mai schimbă nici părul, nu va mai fi nici suferință, nici lacrimă, nici durere, nici moartea nu va mai fi. Și astăzi suntem aici să ne aducem aminte de ziua aceea care ne așteaptă. Doamne ajută-ne! Amin. Vă aduc salutări din țară, din Biserica din Simeia, harul și pacea Domnului. Cu ce ocazie sunt la dumneavoastră, fratele meu de multă vreme a insistat să mai vin și pe aici. Și tot i-am promis și am promis și n-am mai ajuns. A deschis, așa cum știți și dumneavoastră, lucrare undeva aici aproape sau mai departe, nu știu cum cântăriți dumneavoastră distanțele. Și au zis, hai și dă și tu o mână de ajutor. Și cu ocazia asta a venit o perioadă și am zis să vizitez și Biserica de aici din Morial, care trebuie să recunosc că totdeauna m-a primit cu mult drag și m-a simțit bine în mijlocul dumneavoastră. Domnul să lase harul mai departe peste această biserică. Suntem la lucrarea Cinei Domnului, actul Cinei Domnului și am vrea ca Dumnezeu să se ocupe de inimile noastre și să ne facă să înțelegem, de fapt, ce facem noi în dimineața aceasta aici. Vedeți dumneavoastră că lucrurile s-au denaturat de multe ori și în multe locuri. A apărut doar ceremonia, a apărut doar ritualul, parcă golit de conținut. Nu cred că este așa aici la dumneavoastră și nici nu aș vrea să ajungem așa, ci am vrea să fim pătrunși de următorul adevăr. Iisus Hristos e prezent cu noi în dimineața aceasta. Și prezent odată pe baza promisiunii făcute că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui și El este acolo. Și mai mult, sau să întăresc lucrul acesta prin lucrarea care noi o sărbăm în această dimineață. Domnul Iisus, așa cum se spunea, n-a lăsat multe sărbători cât a fost pe pământ. Dar a ținut neapărat să instituie o sărbătoare în cinstea Lui. Și n-a lăsat să-i sărbătorim ziua nașterii, de exemplu. Așa cum unii își amintesc de ziua nașterii Domnului Iisus și nu-i greșit nici lucrul ăsta să ne amintim că a venit în lumea noastră. Și Biblia spune că cine face deosebire între zile pentru Domnul o face, cine nu face deosebire între zile pentru Domnul nu o face. Nu este o problemă dacă facem deosebire între zile pentru Domnul sau dacă nu facem deosebire tot pentru Domnul. Problema este când facem deosebire între zile pentru noi și de prea multe ori trebuie să recunoaștem și lucrul ăsta, facem deosebire între zile pentru noi. Fie că ne aducem aminte de ziua când ne-am născut, fie că purtăm un nume și, în general, oamenii din lume fac asta. Își sărbează onomastica, ziua nașterii și așa mai departe. Domnul Iisus a avut în vedere să-și aniverseze ziua morții. Noi nu putem aniversa o astfel de zi. E numai ziua nașterii. Și suntem chemați, așa cum se amintea, să ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus. Să ne aducem aminte de ceea ce El a făcut pentru noi. Suntem adunați în această dimineață aici în numele Lui. Și tainele care sunt puse înaintea noastră ne vorbesc despre Iisus Hristos. Am citit un pasaj din Evrei și vreau să mă apropii de acest cuvânt în câteva cuvinte. Spune aici apostolul astfel, dar fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Versetul 21. Și fiindcă avem un mare preot. Deci fiindcă avem intrare în locul preasfânt, fiindcă avem un mare preot
suntem chemați să ne apropiem. Și astăzi e ziua când trebuie să ne apropiem. Dar astăzi ne apropiem mai mult ca altă dată. Apropierea noastră trebuie să se producă în fiecare zi. Dacă ieri și alaltă și toată săptămâna, și de fapt de când ne-am întâlnit noi cu Domnul Iisus, n-am căutat această apropiere, e o pagubă pentru noi. Fiindcă avem un mare preot, fiindcă prin sângele Iisus avem intrare slobodă să ne apropiem. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă în dimineața aceasta la o apropiere de Domnul. Să venim mai aproape de El. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și am găsit foarte multe cuvinte de felul acesta în Scriptură. Apropiați-vă de Dumnezeu. Și este o promisiune pentru cei care se apropie de Dumnezeu. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Ați vrea să-L avem pe Dumnezeu aproape? Amin. E mare nevoie ca Dumnezeu să ne fie aproape. Vedeți dumneavoastră în lumea în care trăim. Cursul evenimentelor, ce se întâmplă pe pământul acesta. Și Domnul ne promite și ne spune, ne îndeamnă, în primul rând, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Când eram copil, auzeam pe frați predicând că dacă faci un pas către Domnul, Domnul face doi pași către noi. Am crescut mare și am citit în Biblie și am vrut să găsesc dacă e scris așa, dar nu scrie. Că nu e nevoie Dumnezeu să facă doi pași. Că Dumnezeu nostru e mare și El face un pas de Dumnezeu. Și dacă face un pas de Dumnezeu, e suficient. Dar nostru e mic, că noi suntem oameni și suntem mici. Dar înaintea lui Dumnezeu contează cât de mic e pasul pe care îl facem noi către El. Face și El apropierea către noi. Iar Asaf spunea că pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Domnul. Biserică iubită, frați și surori, oare căutăm noi în vremea aceasta mai mult ca oricând apropierea de Domnul? E foarte simplu să întindem mâna și să luăm de aici, din față, ceea ce este pus înaintea noastră. Numai că, așa cum se spunea, aici e cu două tăișuri lucrarea aceasta. Întindem mâna și luăm și putem lua spre viață și îmi doresc de fiecare dată când avem ocazia să luăm și să participăm la această lucrare și să luăm spre viață. Dar există și un dar. S-ar putea să se întoarcă împotriva noastră dacă întindem mâna și nu luăm așa cum îi place Domnului. Să ne apropiem. În Isaia, capitolul 29, versetul 13, Domnul are un cuvânt de mustrare pentru poporul evreu. Pentru că ei căutau și ei să se apropie. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Domnul zice că se apropie de mine poporul acesta. Mă cinstește cu gura și cu buzele. Dar inima lui cum este? Departe de mine. Și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Avem prea multe datini, prea multe obiceiuri. Există atâta formalism în creștinism astăzi. Eu nu vin și n-am venit la dumneavoastră cu niciun fel de acuză. Cel care ne cunoaște pe fiecare cele mai mici amănunte este Dumnezeu. El știe viața noastră, umblarea noastră. Dar poporul evreu de atunci, Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele. Putem face o slujbă frumoasă, putem cânta frumos, putem recita nemaipomenit, putem predica extraordinar. Putem și proroci, dacă vreți. Dar dacă rămânem doar cu atât și doar cu buzele și inima e departe, Domnul nu se bucură de lucrul acesta. În dimineața aceasta am fost îndemnat să ne apropiem. Și mi-aduc aminte
În Matei, în capitolul 8, primele versete spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce Domnul Iisus a coborât de pe munte, un lepros s-a apropiat de Iisus. I s-a închinat și a făcut următoarea rugăciune: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Pentru că în dimineața aceasta aș vrea să mă opresc asupra acestui cuvânt. Să ne apropiem cu o inimă curată. Ne cheamă Dumnezeu la apropiere de El, dar nu oricum. Înaintea noastră, pe masa aceasta, aș vrea să privim de acum, ca fiind prezent în chip spiritual, Domnul Iisus Hristos. Și El chiar este aici. Și suntem chemați să ne apropiem, dar să ne apropiem cu o inimă curată. Frați și surori, știți că Dumnezeu cunoaște inima noastră? Știți asta? El știe ce este în ea. Noi putem cunoaște într-o oarecare măsură și ne putem cunoaște într-o oarecare măsură unul pe celălalt. Cel care ne cunoaște în cele mai mici detalii și amănunte este Domnul. Și El ne cheamă la curăție. David știa lucrul acesta. La un moment dat se roagă lui Dumnezeu și spune în Psalmul 51, versetul 10: Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Nu mai era curată inima lui David. Și înainte de asta, tot el se roagă la Dumnezeu să-l ierte și spune printre altele: Spală-mă cu isop și voi fi curat. Nu avea altceva la îndemână pentru a-i curăți inima. Isopul de atunci. Noi avem ceva mult mai de preț și mult mai scump și mai de valoare. Căci nu cu lucruri creditoare ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire, spunea Apostolul Petru, pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără vină. Cel care ne-a plătit răscumpărarea n-a făcut-o cu bani, cu argint sau cu aur. A făcut-o cu însuși sângele Său. Și cel care ne poate curăți în această dimineață, pe toți care suntem prezenți aici, este El. Cum se produce curățirea noastră a inimii? Am găsit în Scriptură mai multe moduri prin care ne curăță Domnul. Permiteți-mi să vă amintesc trei dintre ele. În 1 Epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 7, spune cuvântul lui Dumnezeu și găsim scris următoarele cuvinte: Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește sau ne curăță de orice păcat. Cine ne curăță de orice păcat? Sângele Lui. Vă întreb pe dumneavoastră care aveți afișat versetul în față. Este pusă vreo condiție ca sângele Lui să ne curețe? Spune Biblia, dar dacă umblăm în lumină. Ce înseamnă umblarea în lumină? Rămânem tot aici, în Ioan. Și citim din capitolul 2. Să vedem ce înseamnă umblarea în lumină și dacă putem să intrăm în această curățire pe care ne-o face Domnul prin sângele Lui. Ioan, capitolul 2, versetul 10. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Cine iubește pe fratele său, ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu să ne iubim unii pe alții, nu cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Să toarne Domnul dragoste în inima noastră, unii pentru alții. Astfel putem face ce vrem noi. De fapt, sărbătoarea cine este și sărbătoarea iubirii și a dragostei. Pentru că noi toți
luăm o parte din aceeași pâine și alcătuim un singur trup. Dar dacă nu-i dragoste și nu-i iubire, poate să fie unitate și poate să fie un singur trup? S-ar putea să nu fiu mădularul trupului Hristos dacă n-am dragoste și n-am iubire și nu că doar că s-ar putea, în mod cert, în mod sigur, nu sunt. Dar vin la adunare, poți să vii. Dar mă rog, poți să te rogi. Dar poate și predic. Da, poți să și predici. Dar dacă nu iubesc pe frații mei, nu umblu în lumină. Și dacă nu umblu în lumină, sângele lui Iisus Hristos mă mai curăță de orice păcat? Cred că cea mai importantă poruncă, de fapt toate sunt importante, m-am exprimat greșit, porunci pe care le dă Domnul, toate au valoarea lor. Dar vreau să scot din evidență totuși porunca aceasta, vă dau o poruncă nouă, spunea Mântuitorul ucenicilor, să vă iubiți unii pe alții. Pentru că dacă nu-i dragoste între noi, venim degeaba aici, facem o slujbă pe care o facem, participăm la un ritual, la o ceremonie, dar nu doar că participăm la o ceremonie. Repet, s-ar putea să fie în defavoarea noastră. Oricum este în defavoarea noastră, pentru că sunt de acord cu ceea ce ne spuneau frate și a fost învățat încă de tineri. Așa e de îngustă calea asta pe care trebuie să mergem, încât nu avem loc de ieșire. Dacă nu mă împărtășesc cu trupul și cu sângele Domnului, spune cuvântul lui Dumnezeu că nu am viață. De altă parte, dacă mă împărtășesc, dar mă împărtășesc în chip nevrednic, am viață? Nici acum nu am viață. Ce de făcut atunci? Ca să pot avea viață. Să mă împărtășesc cu trupul și cu sângele Domnului, dar să o fac în chip vrednic. N-am putea fi noi vrednici prin noi înșine. Să nu ne facem iluzii. Domnul e gata să șteargă și să curețe orice vină, orice păcat. Cu condiția să umbrăm în lumină. Și acum să traduc din nou, cu condiția să ne iubim unii pe alții. Cine urăște pe fratele său, este în întuneric, umbră în întuneric și nu știe încotro merge. Pentru că întunericul i-a lovit ochii. Este primul gând din această dimineață. Mesajul iubirii de a putea beneficia de curățirea inimii prin sângele Domnului Iisus. Cum ne mai curăță Domnul? Și am găsit scris în cuvântul lui Dumnezeu că voi acum sunteți curați, spunea Mântuitorul, din pricina cuvântului. Cum adică suntem curați din pricina cuvântului? Sau cum ne curățește Domnul prin cuvânt pe noi? Sângele Domnului ne curățește. Dar ne curățește și cuvântul. Cum se traduce în viața noastră curățirea cuvântului prin cuvânt? Și o să aduc în atenție un verset din 1 Petru, capitolul 1, versetul 22. Să vedem ce spune aici Apostolul Petru, inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, iar nu se vorbește despre dragoste, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele. Ascultare de adevăr. Sunteți curați din pricina cuvântului. Cuvântul tău este adevărul. Deci putem să traducem așa. Deci ca unii care prin ascultare de cuvânt. Pentru că și cuvântul tău este adevărul. Ca unii care prin ascultare de cuvânt v-ați curățit sufletele. Curățirea vine în viața noastră atunci când ascultăm de cuvânt. Să lasă Domnul Duh de ascultare peste noi. Să ascultăm din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că neascultarea, spune Biblia, este tot atât de vinovată ca micirea și împotrivirea nu mai puțin vinovată ca închinarea la idol și terafimii. Orice om, spune Apostolul Iacov, să fie grabnic la ascultare. Încet la mânie, zăpavnic, la vorbire.
Deci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Suntem noi gata să ascultăm de cuvânt? Pentru că ascultarea de cuvânt produce curățire în viața noastră. Și neascultarea de cuvânt, sigur, că ne ține mai departe în necurăție. Și am citit să ne apropiem, dar cu o inimă curată. Curăția o face Domnul prin sângele Lui. Mărit să-i fie numele! Curăția o face Domnul prin cuvântul Lui. Mărit să fie Domnul! Și mă amintesc încă un mod prin care se produce curăția. În Evanghelia după Ioana, capitolul 15, spunea Domnul Iisus următoarele cuvinte: Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este El. Pe orice mlădiță care nu este în mine, care este în mine și nu aduce roadă, El o taie. Dar pe orice mlădiță care este în mine și aduce roadă, El o curăță. Oare câți dintre noi ne-am bucurat să fim curățiți în felul acesta? Dar este un mod prin care Domnul ne curăță. Orice mlădiță care e în mine, noi suntem în Hristos, am încheiat legământ cu El. Dar Domnul vrea să curețe și să taie lăstarii de amărăciune din viața noastră, știți dumneavoastră, atunci când vine forfeca curățirii. Asta poate fi dureros, poate să doară, dar scopul este pentru curățire. De multe ori nu înțelegem bine și poate suntem tentați să judecăm pe unul și pe altul când trece printr-o situație sau alta. Domnul vrea să aducem rod, sau mai mult rod, El vede că aducem rod, nu spune că nu aduce rod mlădița, dar ar dori Domnul să aducem și mai mult rod. Și atunci ne curăță. Și curățirea, repet, poate fi dureroasă, poate ați auzit cu ceva ani în urmă, am trecut printr-o experiență de felul ăsta dureroasă. Foarte dureroasă. Mă întorceam de la o evanghelizare din județul Arad, am fost la Pâncota seara și de regulă evangheliștii umblă singuri. Dar atunci frații de acolo au insistat, zici, mă, da, ia și soția cu tine. Aveam și rude, ceva rude în biserică acolo și au insistat. Și am luat-o cu mine și ne-am dus și ne-am bucurat la slujbă și a fost frumos. Am luat și fica cea mai mare, a fost cu noi. Și când ne-am întors spre casă, un cetățean străin care ieșea la frontieră, o a dormit la volan și o ieșit din banda lui de mers, m-a izbit frontal, efectiv, în 50 de metri, nu mai ai ce să faci, ce reacție să mai ai. Să fie avut eu 90 de kilometri pe oră, să fie avut și eu 90 de kilometri pe oră, era drumul, era liber, nu era nici zăpadă, nu era nici gheață, nu era nici ploaie, nu era nimic. Și ne întorceam spre casă. Și impactul a fost foarte violent. Pur și simplu am zburat de pe șosea. Soția a fost însărcinată în luna 7-a. Copilul a decedat pe loc, în urma impactului. Și a fost o durere pentru noi. Majoritatea știți, Domnul ne-a dăruit 12 copii și am zis, Doamne, unde au fost ăștia 12? Venea și fetița aceasta, era o fetiță, că știam de la medic. Ea s-a dus, dar lucrurile nu s-au oprit aici. Soția a ajuns foarte, foarte grav, rănită la spital. Au dus-o la Arad, de acolo au dus-o la Timișoara. Au purtat-o de la un medic la altul și nimeni n-a avut curajul să se atingă de ea, gândind că s-ar putea să moară sub mâinile lor. Și nu știu, mai poate să s-au gândit să nu le scadă prestigiul, că moare o mamă la atâția copii, că deja știau. Au pus-o la aparate și au verificat-o și au zis că-i spart ficatul în ea, splina. Au avut foarte multe contuzii, lovituri peste tot corpul. Și în cele din urmă s-a hotărât totuși să o deschidă abdominale, au făcut o deschidere de 43 de centimetri. Și s-a întâmplat totuși o minune.
s-a întâmplat un miracol, aș putea să spun. Fie aparatele lor n-au văzut bine ceea ce este acolo, fie au văzut bine aparatele și au fost cum au zis ei, că e lovit și ficatul și are leziuni, că e lovită și splina, dar când ei au deschis și s-au uitat, au zis, ficatul e întreg, n-are nici cea mai mică leziune. Splina la fel, toate organele interne au fost întregi. Sigur că au avut o hemoragie puternică și s-au speriat și ei. A stat la reanimare mai multe zile, dar Dumnezeu a vrut să intre cu forfeca curățirii în familie, la noi. Așa am privit lucrul ăsta. Și așa trebuie să-l privim. S-a atins Domnul totuși de soția mea. I-a dat zile, i-a dat sănătate. N-a rămas cu urmări, n-a rămas cu sechele. Asta mă bucur cel mai mult. Când Dumnezeu face o lucrare, o face desăvârșit. Mărit să fie numele Lui. Amin. Scrie în cuvântul Lui Dumnezeu, în Psalmul 34, că Dumnezeu, Îngerii Domnului, tăvărăsc în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie, nu de primejdie. Noi am vrea să ne scape Domnul de El. Tot acolo de trei ori se repete că ne scapă Domnul din necaz. Nu de necaz. Noi am vrea să fim scutiți de necaz. Dar Domnul Iisus a spus, în lume veți avea necazul. Și Domnul a promis că de acolo din necaz ne salvează. Și sunt convins că sunt aici frași și surori care putea să le pună mărturie de câte ori nu i-a scăpat Domnul din necaz. Din primejdie. Din situații critice. Căci pe Daniel nu l-a scăpat Domnul de groapa cu lei. L-a scăpat Domnul de unde? Din groapa cu lei. Deci Adrag, Meșac și Abednego nu i-a scutit Domnul de cuptorul aprins. Dar s-a dus Domnul în cuptor cu ei și a scos de acolo vii și nebătămați. Că Dumnezeul nostru e viu și trăiește. Măriți să fie numele Lui. Apropiați-vă cu o inimă curată. În dimineața aceasta Domnul Iisus poate să curățească inimile noastre prin sângele Lui. Și mă rog și ne rugăm Domnul să o facă. Să ne putem apropia, repet, prin vrednicia noastră, oricât am căutat noi, nu o să reușim. Dar e vrednic El, că am găsit scris în Scriptură. Vrednic este mielul să primească puterea, slava, bogăția, cinstia. Pentru că a fost junghiat și a răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Său oameni din orice silinție, din orice limbă, din orice norod. A făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. Mărit să fie Domnul! Așa să credem că Iisus e aici pentru că trebuie să ne apropiem cu inimă curată și spune Biblia, nu doar cu inimă curată, cu o credință de plină. Credem noi că Iisus este ascuns în lucrarea aceasta? Dacă nu credem, n-are rost să participăm. Dar sunt absolut convins, 100% convins, că Iisus e aici între noi. Și El e gata să se atingă de noi. E gata să-și întindă mâna. Se ruga lui prostul și spunea, Doamne, dacă vrei, mă poți curăți. Poate Domnul să ne curețe? Amin. Poate. Am găsit în Biblie, a venit la Domnul Iisus, tatăl unui băiat care era muncit de un duh rău și s-a dus la ucenici ca să rezolve problema și ucenicii n-au reușit. Și atunci tatăl acestui băiat a zis, o să merg la Iisus. Și a spus Domnul Iisus, uite, am adus la ucenicii tăi pe copilul meu. Duhul cel rău îl aruncă când în foc, când în apă. Și ucenicii n-au reușit să rezolve problema și spunea omul acesta către Domnul Iisus, dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Dacă poți face ceva? Și Iisus i-a răspuns, tu zici dacă poți? Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Dacă poți? Leprosul a zis Domnul Iisus, dacă vrei, poți! Vedeți dumneavoastră, nu era sigur dacă Domnul poate. Dacă poți face ceva pentru noi, ajută-ne! Nu era convins. Și a pus cuvântul ăsta, dacă. Leprosul era convins că Domnul poate.
Era absolut convins că Iasu s-a apropiat de el și a făcut rugăciunea asta. Dar avea și el o dilemă. Nu știa dacă vrea. Și a spus, dacă vrei, poți. În această dimineață între noi este Iisus care vrea și care poate. El poate, El poate, eu știu că Domnul poate, am aduce în cer, cântăm noi o cântare. El e vindecarea captive, liberând, a dat vedere orbilor, pe bolna vindecând. Și îmi doresc așa de mult, când vei întinde mâna frate sau soră care ești aici, așa să crezi că Iisus e aici și Duhul de boală să plece. Și să te întorci acasă pe deplin sănătos. Poate mai păstrează Domnul trupul nostru câte un junghi. Că și Pavel avea un țepuș. S-a rugat și el Domnului să-l ia. Și-a zis Domnul, Pavele, destul. Harul meu ți este? E ajuns. Că și puterea mea slăbiciune este făcută desăvârșită. Și omul lui Dumnezeu a rămas mulțumit cu acest răspuns și a zis, simt plăcere în slăbiciune, în defăimare, în strântorări, în prigoniri pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Vrea Domnul să ne ducă în cer. Și ne ori îngăduie și un țepuș. Dar, repet, dacă este cineva bolnav, aici nu mai vorbim de țepuș. Și medicii au dat un verdict necruțător. Iisus Hristos este același și ieri, și azi, și în viață. Mărit să-i fie numele Lui. Haideți să ne apropiem cu o inimă curată. Haideți să ne apropiem cu credință deplină. Și Domnul să facă minunea în viața noastră. Amin. În minutele următoare, dragii mei, ne vom apropia de actul propriu-zis al împărtășirii cu trupul și sângele Domnului. Dumneavoastră cunoașteți rânduiala bisericii și musafirii care sunt împreună cu noi, cred că și ei o cunosc. Vom face o rugăciune în comun în care am vrea mai întâi să rugăm pe Domnul să desăvârșească pregătirea noastră. A fost o săptămână de luptă, de zbuciuni, de alergare și parcă toate acestea au fost mai intense decât în săptămânile celelalte. Cred că v-ați pregătit, v-ați luptat, dar aș vrea ca Domnul să desăvârșească El pregătirea noastră. După ce se va încheia această rugăciune, care va fi o rugăciune comună, cei doi frați slujitori care sunt împreună cu mine aici, se vor ruga pe rând fratele Mircea pentru azimă, fratele Zaharia pentru rodul viței și, în continuare, cei care se împărtășesc rămân pe genunchi, se roagă Domnului, iar ceilalți vor ocupa locul pe scaun. Mai am un lucru pe care vreau să vi-l cer. Nu am avut intenție să vă spun lucrul acesta, dar vi-l spun totuși. Noi suntem mai mulți și azima este una singură. Cu frații slujitori încercăm să frângem azima în așa fel încât să se ajungă pentru toți. S-ar putea întâmpla să constatați că bucățica este mică. Dar aș vrea să vă spun, aș vrea să vă rog să nu luați 2 sau 3 sau 4 sau 5, pentru că am văzut că unii dintre noi au obiceiul de a lua așa mai multe deodată. Luați doar câte una, pentru ca să se ajungă la toți. Cu timpul vom încerca să rezolvăm problema aceasta, pentru ca zima să fie mai mare și să fie bucățile mai mari. Vreau să vă spun că nu e important gramajul, e importantă starea inimii și credința. Asta este important. Sper să nu mă fi înțeles greșit, nimeni să nu ia lucrul acesta ca și pe ceva personal. Ce spun? Spun gândindu-mă la binele și bunul mers al lucrării. Și acum vă chem să ne plecăm cu toții pe genunchi, să ne rugăm Domnului.